Sancțiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru șoferii depistați la volan sub influența substanțelor psihoactive sunt foarte drastice. Cei în cauză riscă pedeapsa cu închisoarea și li se reține automat permisul. Dacă sunt găsiți vinovați, atunci acestora li se anulează permisul de conducere. Chiar și așa, din păcate, în județul nostru, numărul conducătorilor auto prinși drogați la volan de polițiști a crescut, potrivit reprezentanților serviciului rutier Maramureș. În ultima perioadă am înregistrat o creștere semnificativă a numărului de persoane care conduc vehicule pe drumurile publice sub influența substanțelor psihoactive. În ultima perioadă, polițiștii rutieri maramureșeni au organizat mai multe acțiuni pe linia combaterii și a depistării conducătorilor auto care se deplasează pe drumurile publice sub influența substanțelor psihoactive. De la începutul anului și până la zi au fost depistați numai puțin de 51 de conducători auto în astfel de situații. Localitățile cu cei mai mulți șoferi depistați drogați în trafic sunt Baia Mare, Borșa și Sighet, explică reprezentanții serviciului rutier Maramureș. În special, tinerii cu vârsta între 25 și 35 de ani săvârșesc astfel de infracțiuni. Aceste probleme sunt cu preponderență înregistrate pe raza municipiului Baia Mare, care este și municipiul de ședință de județ, dar din nefericire înregistrăm tot mai multe cazuri și pe raza orașelor Borșa și Sighetul Marmației, unde, având în vedere că poliția rutieră a primit în dotare aparate de detectare a substanțelor psihoactive din salivă, organizăm tot mai multe acțiuni și încercăm să descurajăm acest fenomen. În special, categoria celor tineri, între 20 și 35 de ani, cu preponderență, sunt această categorie de conducători auto care se riscă și să săvârșească astfel de fapte penale. În perioada următoare, acțiunile polițiștilor rutieri pe linia depistării conducătorilor care conduc sub influența substanțelor psihoactive și sau a drogurilor se vor intensifica la nivelul întregului județ. Numai în ultimul sfârșit de săptămână, pe străzile din Baia Mare și Târgu Lăpuș, 5 bărbați cu vârste cuprinse între 19 și 35 de ani au fost prinși de către polițiștii rutieri că au consumat cocaină, marihuana, ketamină și amfetamină, în unele cazuri combinate și cu alcool, potrivit IPJ Maramureș.